Este vorba de cel mai vestit ceteraș de pe Valea Someșului Superior, din ținutul năsăudean, Ionică Moldovan, cel care în urmă cu mulți ani a înființat la St. George Bay taraful de tir tradițional Păunița. Din păcate, ultimul taraf de tir tradițional din această parte a Transilvaniei, și trebuie să vă spun că Ionică Moldovan a fost un adevărat depozitar de cântec, de joc, de melodii care au însoțit lumea frumoasă a satului tradițional de altă dată. A fost un tezaur, într-adevăr, în ceea ce privește bogăția extraordinară de jocuri specifice acestui ținut, și a fost omul care a ținut aprinsă placăra tradiției, a spiritului românesc acolo la St. George's Bay. A fost și un model pentru generația tânără de ceteraș și mă bucur foarte tare că în ultima perioadă de timp, simțindu-se bolnav și dorind ca în locul dumnealui să rămână un alt ceteraș care să ducă mai departe taraful, l-a pregătit, ca să spun așa, pe Dani Poliac, un tânăr foarte talentat din St. George's Bay, care și el provine dintr-o familie de ceteraș, care a crescut lângă Ionică Moldovan și care de acum va prelua conducerea tarafului Păunița din St. George's Bay. Este o mare pierdere pentru folclorul românesc în general, pentru că Ionică Moldovan face parte de ceterașilor, a instrumentiștilor din această parte de țară, și nu întâmplător a primit și titlul de tezaur uman viu în urmă cu 2 ani de zile. Chiar în urmă cu un an i-a fost înmânat acest titlu de oficial în cadrul festivalului Valeria Peter Brădescu de la Bistrița, și am avut bucuria de a avea atunci alături de noi pe președintele Comisiei Naționale de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial, doamna Gabriela Nedelcu Păsărin, care pe scena festivalului Valeria Peter Brădescu i-a înmânat oficial acest premiu. S-a bucurat, din păcate, doar un an de acest premiu, însă de-a lungul unei vieți întregi el s-a bucurat de aprecierea și de respectul oamenilor din această parte de țară, pe care i-a bucurat cu maestria sa absolut extraordinară în interpretarea cântecelor și jocurilor noastre năsăudene. Trebuia să împlinească 80 de ani și de 60 de ani, de peste 60 de ani, cântă și a cântat dorurile, durerile, bucuriile țăranilor de pe Valea Someșului. Dumnezeu să-l primească în lumina sa sfântă, să-l odihnească, și noi să încercăm să îi păstrăm amintirea frumoasă, și tinerii care vin din urmă, instrumentiștii, să îi urmeze exemplu, să îi învețe cântecele, să le ducă mai departe, pentru că ele fac parte din patrimoniul cultural național al României. Da, Ionică Moldovanu, eu în 60 am... cu el am început să cânt la Căminul Cultural de la St. George's Bay. Împreună am debutat. El cânta, era un violonist foarte cunoscut în zona noastră, la Bistrița Năsău, chiar la St. George's Bay. Și am cântat împreună. Pe urmă, eu am plecat la București, mă duceam la St. George's Bay, mă mai întâlneam cu ei, așa, am făcut primul festival al meu la St. George's Bay, l-am invitat și pe el. E colegul meu, fost coleg de o viață, numai că eu am plecat la București și el a rămas acolo. Dar era din jurul orchestrei de la St. George's Bay. Un băiat foarte bun, foarte respectos, cu foarte talentat, era foarte talentat. El era, de fapt, era unul poleac, care era atunci, în anii 60, dirijorul
la Câmpul Cultural, la orchestră. Și după aia, după ce a murit Poleac, a rămas el. Dar un foarte talentat violonist, un băiat foarte bun. Mie îmi pare foarte rău că s-a dus, dar asta e viața, vezi? Oamenii, noi venim pe pământ și plecăm. Asta e viața. Foarte, adică ne întâlneam. De câte ori mergeam la Sân Jos, la părinții mei, mă întâlneam cu el. Erau spectacole, el era foarte... foarte plăcut de oameni, era foarte cunoscut așa, în zona acolo, mai ales la Bistrița Năsăud. Îmi pare foarte rău. Asta e viața. Era un violonist foarte cunoscut. Nu știu unde îl mormântează, habar n-am, că m-a sunat domnul Traian Ogăgău, primarul Sân Giorgiului, m-a sunat și, adică, am văzut, am vorbit și cu ei, nu știu unde o să-l mormânteze, nu știu unde au loc de veci, n-am reușit să vorbesc cu familia, pentru că dacă eu sunt plecat în America, numărul de telefon îl aveam, dar acum... Dacă, deci că astăzi m-a sunat fratele meu de la St. George și a zis că azi l-a duce de la spital. A murit la spital, am înțeles. Așa mi-a zis frățiorul meu și acum nu știu când îl mormântează.